La invitația profesorului Gheorghe Tadici, aflat în cantonament la cheile Grădiștei cu HC Zalău, echipa de handbal Dacia Mioveni a jucat joi 27 iulie de la ora 17 primul meci amical al verii în noua formulă cu care va începe noul campionat de Liga Florilor. Handbalistele celor două echipe au abordat foarte serios întâlnirea, rezultând un meci energic cu multe faze spectaculoase care s-a încheiat la egalitate. Antrenorul Goran Kürteș s-a declarat mulțumit de atitudinea echipei pentru că fetele au arătat multă dorință de joc și travaliu. În perioada următoare se va lucra intens la pregătirea tehnică și dezvoltarea relațiilor de joc, astfel încât, la începerea campionatului, Dacia să aibă un concept coerent și unitar de joc și să fie în cea mai bună formă sportivă.